Primăria municipiului Călăraș va găzdui miercuri 28 iulie, începând cu ora 11, în sala de ședințe a Consiliului Local, evenimentul de lansare a proiectului Screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce în județul Călăraș, inițiat de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alexandrescu Rusescu, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen, Filia, Fundația Renașterea și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate. În paralel se va desfășura o amplă acțiune de testare a femeilor care va avea loc în cadrul unității mobile de screening pentru cancerul de col uterin, ce va fi amplasată în zona adiacentă primăriei Călăraș în intervalul orar 9:30-16. Mâine avem plăcerea de a lansa programul regional de screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce al cancerului de col uterin în județul Călăraș. Și vom avea alături de noi persoane din domeniul medical foarte importante din București. Este vorba de profesorul Nicolae Suciu, despre doamna manager de proiect, doamna Adriana Ciuvică. De asemenea, vor fi reprezentanții autorităților locale și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care sunt parte integrantă din acest proiect, care se numește SCUT. Este prima acțiune de acest gen în municipiul Călăraș sau în județul Călăraș? În municipiul Călăraș este prima acțiune de acest gen. Mâine, în timpul evenimentului și după aceea, unitatea mobilă de screening care oferă teste Papa Nicolau persoanelor cu vârstă între 25 și 30 de ani și persoanele care au între 30 și 64 de ani vor putea face testare HPV gratuită, se va afla în proximitatea primăriei Călăraș și persoanele au fost informate de către partenerii noștri de la organizația Sastipen în prealabil. Este așadar o primă activitate, dar vom continua să oferim investigații gratuite atât în cadrul unităților mobile, cât și prin centrele medicale care se vor afilia proiectului nostru până la finalul lui noiembrie 2023. Unitatea mobilă pentru câte zile va rămâne în municipiul Călăraș? Unitatea mobilă vine zilnic, se deplasează zilnic, deci nu va sta o perioadă îndelungată, dar se vor face programări și vom comunica ulterior zilele în care va mai veni la dumneavoastră. Cu ce trebuie să vină femeile care doresc testarea? Buletin sau ce anume trebuie să se dețină când se prezintă? Este nevoie de cartea de identitate pentru a face dovada domiciliului în județul dumneavoastră și trebuie să completeze cu ajutorul colegilor noștri de la organizația Sastipen formularele necesare pentru includerea lor în grupul țintă în cadrul proiectului, dar și cele medicale, fișa de consultație și cam atât. Deci nu trebuie trimitere de la medicul de familie sau nici obligativitatea asigurării de sănătate? Nu. Programele de screening presupun că nu este obligată persoana respectivă să aibă asigurare medicală. În câte zile? Este o facilitate acordată persoanelor care sunt vulnerabile din acest punct de vedere. Am înțeles. În câte zile vor primi rezultatul analizelor? Rezultatele, în funcție de investigația pe care o fac, este Papa Nicolau sau HPV, durează între 2 și maxim 4 săptămâni. În situația femeilor care vor fi descoperite cu afecțiuni, care este procedura? Vor fi trimise către medic sau... Cum procedați mai exact? Ele vor primi rezultatele într-un plic sigilat, cele care prezintă anumite modificări și acolo li se vor recomanda cabinetele la care trebuie să meargă ulterior pentru parcurgerea pașilor următori. Cele care au probleme și recomandări medicale vor fi consiliate de către partenerii noștri de la Sastipen și centrul Filia și vor fi programate la maternitatea Polizu pentru proceduri ulterioare și practic vor intra în program, în circuit prin intermediul spitalului din București.